Bună dimineața, România! Bună dimineața, colegi! Ce faceți? Eu pe aici, prin Anglia, cu un nou subiect de vlog. Cum e să conduci în Anglia? Sau cum e să conduci pe partea stângă? Pentru că asta se aplică mai multor țări, nu doar în Anglia. Băi, este foarte ciudat, frate, până te obișnuiești. Până te obișnuiești cu depășirile, până te obișnuiești cu încadrările, cu totul. Până te obișnuiești cu totul, este foarte, foarte ciudat. Mi-aduc aminte când am venit eu prima dată și primul lucru de care m-am lovit a fost traversarea străzii. Deci lucrul ăsta bazic, traversarea străzii. În România ești obișnuit să te uiți repede, stânga-dreapta și ai trecut, ai traversat. Aici e puțin invers, e dreapta-stânga, dar până m-am obișnuit am sărit, odată mi-au aminte că am sărit în fața la o mașină. Noroc că mergea foarte încet și a oprit în timp, dar m-am speriat îngrozitor de momentul ăla. Asta vorbind de mersul pe jos, că de condus mi-a fost greu. Mi-a trebuit vreo săptămână să mă obișnuiesc. Mi-am luat prima mașină după 2 luni jumate, cred, cu aproximație, de când am venit aici. Și mi-aduc aminte că era la vreo 10 km și am fost cu un taxiu să o iau. M-a dus ăla până acolo și de acolo a trebuit să mă întorc cu ea singur. Băi, eu cred că m-am băgat în depășire degeaba, că n-am nicio șansă să-l depășesc pe ăsta și eu, oricum în 3 km ies de pe autostradă. După cum ziceam, m-am dus cu taxiul și a trebuit să mă întorc singur cu mașina, eram chiar singur, vreo 10 km. Băi, vă jur că am mers cu încetinitorul, deci cu maxi, cred că am mers cu 30-40 la oră primii 10 km până am ajuns acasă și mi-a fost așa o frică, mai ales la intersecții și la sensul giratorului, mi-a fost așa o frică. Wow, a fost o experiență care nu o să o uit niciodată, cum să zic, adrenalina care am simțit-o atunci și a fost așa excitant, ca să zic așa. Pur și simplu a fost ceva care va rămâne impregnat în memoria mea mult timp, pentru că e greu. E greu, tu ești obișnuit să circuri pe dreapta, intri în intersecție pe dreapta, te încadrezi pe dreapta și ajungi dintr-o dată într-o țară în care trebuie să schimbi. Hai că totuși eu zic că am avut 2 luni la dispoziție să mă obișnuiesc, dar mai sunt șoferi, colegi care direct de pe feribot pentru prima dată intră în Anglia și n-au mai fost în viața lor într-o țară în care se circulă pe stânga. Și atunci îmi imaginez că au avut cam același sentiment pe care l-am și eu, acesta de la început până te obișnuiești, ești puțin nesigur, ca să zic așa. Mergi mai încet, mai prudent, toate simțurile sunt în alertă, pentru că așa e prima dată, ești totuși, conduci o mașină, conduci un camion, nu? Trebuie să ai grijă să nu intri pe contrasens și să te lovești frontal cu cineva, că înfunzi naibii pușcăria. Nu stă nimeni să-ți găsească ție scuze, aia că nu știa că e din Europa sau că de-abia a venit și nu știa ce să facă sau pe unde să meargă, nu. E responsabilitatea ta să mergi atent și recunosc, de vreo 2 ore am intrat pe contrasens. Chiar recunosc faptul ăsta, la semafore, la intersecții. Pur și simplu am luat-o la dreapta, dar în loc să fac dreapta mai largă ca să intru pe partea stângă a șoselei, am intrat cum eram obișnuit în România, pe dreapta. Și hop, m-a trezit cu mașina în față. Noroc că era oprită la semafor. Deci asta a fost norocul meu, că era opriți. Că altfel o puneam de o coliziune. Dar, odată ce te obișnuiești, bă, pot să spun că e chiar ușor. Mult mai ușor decât în România. Asta sigur, mult mai ușor decât în România. Și principalul motiv sunt drumurile. Îți ușurează mult viața, drumurile bune. Dacă drumurile sunt asfaltate, dacă sunt curate, dacă sunt semnalizate, cu linii și cu tot, viața ta ca șofer, amator sau profesionist e mult mai ușoară. Nu stai cu grija că dai în groapă, nu stai cu grija că nu vezi noaptea pe unde mergi. Sunt semnalizate cu drumurile, cu ICAT, le zic ei, din aceste mici care sunt fig în asfalt și sunt luminoase. Majoritatea drumurilor au așa ceva și te ajută noaptea să ții direcția. A doua la mână sunt liniile, frate, care contează foarte mult.
să ai linii de demarcaj este extraordinar. Dar, pe lângă drumuri și pe lângă marcaje și pe lângă asta, cel mai important lucru care te ajută sunt oamenii, ceilalți conducători la trafic. Excepțional. 95% din ei excepțional, aș putea să spun. Excepțional nu din cauza că ar fi șoferii buni sau că cine știe ce cursuri de șoferie ori fi făcut pe lângă școala de șoferi și aia, nu. Excepțional din punctul de vedere al răbdării. Oamenii de aici, șoferii de aici, sunt foarte răbdători. Extrem de răbdători, tipic englezesc. Nu se grăbesc, nu te claxonează, nu te stresează, nu te deranjează. 95% dintre ei își văd de treaba lor, merg cu viteza legală. Asta e un lucru cu care te obișnuiești, să mergi cu viteza legală, că dacă nu o să ajungi să ai probleme și te respectă, frate. Dacă la semafor stai și întârzi 2-3 secunde, că nu ești atent sau nu reușești să bagi în viteză sau nu te claxonează, mă, nimeni. Chiar nu te claxonează nimeni, pe bune. Rar mi s-a întâmplat să fiu vreodată claxonat. Rar. E adevărat, na, mai sunt, ca în orice pădure, mai sunt și uscături și pe aici. Dar în general oamenii sunt respectuoși. Nu blochează intersecțiile, alt lucru extrem de important. Nu pun presiune pe tine. Ăsta e lucru cel mai mult care îmi place în țara asta și în alte țări europene pe care le-am văzut și de la care noi ar trebui să învățăm. Ar trebui, zic bine. O altă parte bună e că toate drumurile, pe orice drum mai merge, sunt asfaltate. Da, mai există și dezavantaje, ca ăsta din fața mea care merge cu 33 la oră, deși limita este de 40, vorbesc de mile aici, limita e de 40 la oră, dar el merge cu 33, dar asta e un lucru care trebuie să te obișnuiești în Anglia, să fii răbdător la volan, să nu stai în curul lui, să respecti, să aia, pentru că la rândul tău ți se aplică aceeași poveste. Trăgând linie acum de desubt cu dezavantajele, care dezavantajele sunt puține și singurul dezavantaj, după cum am zis, e la început, până te obișnuiești. Trăgând linie, este o plăcere, mă, să conduci pe drumurile din Anglia, sincer. Este un mediu plăcut în care să-ți faci meseria, mai ales dacă ești șofer profesionist și stai în trafic toată ziua. Imaginează-ți, nu știu dacă poate careva dintre voi ați lucrat curier sau ați lucrat șofer, ați fost pe tir sau pe camion în România. Vă aduceți aminte de cum era și acum nu mai sunteți cu ăștia, pentru lor le este adresată întrebarea. Vă mai aduceți aminte cum era? Că stăteați în trafic, erați claxonați, nu erați lăsați să treceți, intersecții blocate, drumuri blocate. Vă mai aduceți aminte cum era? Nu e așa că e mai frumos așa, genul ăsta de trafic, genul ăsta de oameni? Doar că, așa cum am zis mai devreme, noi nu învățăm, frate, nu învățăm. Sunt mulți români, mulți, mulți, mulți plecați afară și ajunși afară în țări de-astea civilizate. Băi, le place, admiră modul de viață al celorlalți oameni, admiră felul în care se poartă, admiră obiceiurile lor, faptul că sunt mai civilizați, faptul că te respectă, că îi respectă, admiră treaba asta. Dar ei, când se întorc după aia în țară, băi, nu aplică, mă, doar jumate din ei aplică. Restul se întorc la fel de dobitoci și de boi cum au plecat. La fel de nesimțiți în trafic, își conduc mașinile, bolizii, ca să dea mari, la fel claxonează, același tratament îl aplică în țară ca atunci cum făceau înainte să plece. Exact același tratament, nu învață. Chiar dacă trăiesc afară mulți ani, trăiesc printre oameni civilizați, participă, băi, merg regulamentar, nu zic. Nu zic că vin românii prin Anglia sau se duc prin Germania sau prin Spania și nu merg regulamentar. Merg de frica amenzilor, merg regulamentar. Respectă și ei pe ceilalți. E, odată ce se întorc în țară, acești șoferi românași ăștia, jumătate din ei, jumătatea aia proastă, uită cum ar trebui să fie și revin la vechile obiceiuri. Păi de ce, măi, frate, de ce?
Păi de ce, mă, dacă îți place și vezi că e civilizat și vezi că e frumos și vezi că se merge frumos și aia, de ce nu aplici și tu când te duci în țară la tine? Că poate așa inspiri și pe alții, frate. Poate le inspiri și lor dorința asta de a fi mai bun, de a fi mai permisibil, ca să zic așa, cu ceilalți. Bă, atunci situația s-ar îmbunătăți mult și numărul ăla al accidentelor mortale ar fi în scădere, vă spun eu. Numărul ăla care ne clasează pe noi ca prima țară în Europa la numărul morților pe socotit la milionul de locuitori. Suntem pe primul loc. Sentiment de mândrie, tată. Suntem pe primul loc în Europa la numărul morților în accidente rutiere socotit la milionul de locuitori. Nu știu cât, 1000 și ceva de morți pe an, nu știu sigur. Dar știu că suntem pe primul loc. Și oricât am dat noi vina pe drumuri și oricât am dat noi vina pe guvernanți, până la urmă tot noi ne facem viața grea în trafic, frate. Tot noi. Noi pentru că nu respectăm pe ceilalți. Noi că ne credem zmei la volan. Noi că ne credem invincibili. Noi suntem vinovați. Așa că hai să învățăm ceva, zic. Să învățăm ceva din comportamentul celorlalți și să-l transmitem mai departe, pentru că așa o să reușim să facem o schimbare în țara aia. Doar așa o să reușim să facem o schimbare. O, ce drum îngust aici. Depinde de noi. Numărul morților poate scădea. Tot timpul ne mirăm și suntem oripilați când vedem știri cu accidente rutiere, cum a fost camionagiul ăla care a omorât 10 oameni. 9 și cu el 10. Toți ne oripilăm când ajungem așa ceva. Suferim. Devenim nervoși, ne răzbunăm, toți, frate, toți, vrem legi, vrem aia, dar când e vorba de noi, ca persoană, când e vorba ca noi să punem în aplicare ceva, să respectăm regulamentul, să respectăm limitele de viteză, să respectăm traficul, atunci noi o dăm în bară. Merci, bro, you the best. În noi stă schimbarea, credeți-mă, în noi. E adevărat că și autostrăzile și drumurile bune ar ajuta un pic situația, dar cea mai mare schimbare putem să o facem noi. Oricât de brele ar fi drumurile, oricât de greu s-ar merge sau aia, măi, dacă am fi răbdători, ar fi mult mai ușor. Dacă am fi răbdători așa cum sunt englezii sau înainte de Anglia am fost în Spania, așa cum sunt spaniolii. Sau voi care mai sunteți prin alte țări, știți bine la ce mă refer. Dacă am fi răbdători ca ei, că era să-mi bulesc oglinda. Dacă am fi și noi în țară și am merge la fel și am circula la fel, ar fi mult mai bine. Situația generală s-ar îmbunătăți cu mult. Dar ce să faci, frate? Nu poți să scoți. E greu să scoți șmecheria din capul țăranului plecat. E greu. Și acelui rămas, de altfel. E greu. În fine, hai că vă las, că mai am și eu puțin și mă apropii de destinație. Nu uitați să vă abonați canalului meu pentru a primi notificări despre următoarele vloguri. Și ce să vă zic? Aveți grijă de voi, fraților. Mergeți încet și aveți grijă de voi.